Și pentru că se apropie vacanța de vară, vă propunem o destinație excelentă unde nu aveți cum să vă plictisiți. Turcia este un loc foarte la modă deoarece răspunde tuturor nevoilor. Dacă doriți, puteți poposi în capitala neobosită și mereu agitată sau dacă doriți să vă relaxați, puteți găsi o plajă perfectă pe malul mării. Istanbul, cunoscut ca și capitala capitalelor, este singurul oraș din lume care se răsfrânge pe două continente și care a fost capitala de-a lungul anilor a două imperii consecutive, cel creștin bizantin și cel otoman islamic. Cu toate că a fost capitala Imperiului Otoman în afara capitalei oficiale Ankara, Istanbul a rămas capitala comercială, istorică și culturală a Turciei. Frumusețea orașului stă în modul în care îmbină opusurile, vechi și modern, religios și secular, Asia și Europa, mistic și pământesc. În ciuda problemelor din statul vecin Siria, turismul nu poate fi afectat în niciun fel. Din contră, anul trecut procentul turiștilor a crescut cu 1%, ajungând la 31 de milioane de străini care vin din țări precum Germania, Rusia și Marea Britanie. I mean, there's no history of problems in this part, so I did research it and looked at websites and I felt safe to come here. Bah non, on pensait que c'était assez pacifique, notamment en fait la Turquie voulait quand même rentrer dans l'euro hein, il y a quelque temps. Donc bon, pour un pays qui veut rentrer dans l'euro, ça veut dire quand même certaines choses. Deci, dacă nu aveți încă planuri concrete de vară, luați Istanbulul în calcul. Drum bun! Dragilor, această săptămână de Luc Monden se încheie aici și nu-mi rămâne decât să vă urez sărbători pascale fericite. Și sper ca această sărbătoare a Învierii Domnului să vă găsească cu sufletele liniștite și pline de bucurie. Nu-mi rămâne decât să vă doresc poftă mare la masa de duminică și să ne regăsim cu bine marți aici la Luc Monden de la orele 21:30. Și nu uitați și în acest weekend să aveți un Luc cât mai monden. We'll be right back.